Bună seara, aș vrea să mă găsesc la emisiunea Extemporal la Democrație. Discutăm astăzi despre politică și administrație, politică ieșeană. Special invitat Marcel Popa, liderul PSD Iași, liderul filialei județene PSD Iași, senator. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Evident că sunt vremuri complicate, am scăpat sau credem că am scăpat de pandemie. Mă rog, e aproape, mult spus scăpat, dar vedem că astăzi am coborât sub 10.000 de cazuri. Pe la terapie intensivă lucrurile s-au mai detensionat, ca să spunem așa, coborând probabil sub 1.000 de internări sau, mă rog, de pacienți care sunt la ATI în următoarele zile, următoarea săptămână. Oricum sunt tot mai puține cazuri, speram ca primăvara asta lucrurile să reintre normal din punct de vedere medical, însă, ce să vezi, s-a trezit Putin să ne facă zile fripte și să atace Ucraina, vedem ce se întâmplă acolo, e un război crunt. Rușii sunt lângă Kiev, au înconjurat capitala, nu știm ce va fi, nu știm nici exact câte victime sunt de o parte și de alta, pentru că până la urmă despre asta e vorba, să vedem ce se întâmplă și pe la granițele noastre. Sunt mii de ucrainieni care fug din calea războiului. Partea bună, sau eu știu, pentru noi este că nu vor să rămână pe teritoriul nostru, ci doar să-l tranziteze și să plece către țări mai bogate, mai dezvoltate din Europa pentru a munci și a-și face acolo o viață mai bună. Bun, o să discutăm câteva minute despre ceea ce se petrece, mai ales că noi suntem aici și foarte aproape. Mă uitam pe hartă, Iașul chiar față de Kiev e la vreo 500 de, adică Timișoara e mai, mai departe. 600 de kilometri, Timișoara la 700. Timișoara e mai departe, da, de ne uităm, e foarte aproape. Kievul capitala, dar nu Ucraina, care e la o azimilitură de băți. Unde este conflictul major în zona respectivă, peste 1.000 de kilometri, destul de departe. Și eu cred, și părerea mea, că cred că nu s-a epuizat toate formele de negociere, toate căile diplomatice nu au fost suficient, cred că, abordate. Și eu cred că toate țările implicate trebuia, și Ucraina, și Rusia, și Comisia Europeană, și America. Trebuia să fost încercări și discuții. Da. Cred că au fost doar încercări timide și s-a mers pe un pic de forță, după părerea mea. Este o părere doar personală. Eu cred că fiecare trebuia să lase de la el și trebuia găsită calea comunicării și a negocierii. Din păcate, aici fiecare a ținut punctul de vedere și calea negocierii abia în ultima zi. E dificil calea negocierii, nu trebuia în ultimele zile. Știți calea negocierii trebuia făcută de 6 luni înainte. Da, e adevărat, că au fost semnale. M-am uitat și la lista aia, că știți cum e, că într-o negociere există o listă de revendicări, cum se spune, da. Când negociază sindicatele cu așa și acolo. Și mă uitam, Rusia cerea, nu știu, revenirea la situația de dinainte, garanții că Ucraina nu intră în NATO, garanții că NATO nu își extinde spre Europa, deci nu e o amenințare. Adică, păi, de când vii tu și pui condiții altor state? Păi, da, stați puțin. Într-o negociere de acest fel, sunt specialiști. Da, unde bun. Unele se spun. Astea sunt de suprafață, că mai sunt și unele chestii. Unele nu se spun. Cu siguranță au fost și alte întâlniri, cum s-au întâlnit președinții celor două mari puteri, Rusia și America, și cu siguranță au fost. Cum credeți că, analize... nu o să insistăm foarte mult, cum credeți că vor evolua lucrurile? Se vor potoli, se vor agrava? Sunt specialiști aici, eu nu vreau să-mi dau cu părerea, pentru că nu sunt specialist în domeniul respectiv, chiar dacă am lucrat 6 ani în diplomație, cunosc unele aspecte și pe rețeaua diplomatică erau sesizări făcute și trebuiau să se întâlnească mult mai devreme și să analizeze. Eu cred că mai sunt căi încă de negociere și un război este un război. Trebuie evitat. Da. Trebuie evitat. Noi însă și în Iași am făcut un apel la toți membrii noștri pentru a ajuta. Am văzut un comunicat. Da, pentru a ajuta refugiații, atât pentru cazare, cât și pentru alimente, haine, să-i ajutăm. Un apel către cine? Un apel pentru membrii noștri de partid. Noi la partid deja începe să colectăm. Vom strânge ajutoare pentru toți refugiații. Sunt o parte din refugiați care nu au nevoie, doar vor să tranziteze. Dar sunt mii, pentru că în război sunt și victime colaterale. Indiferent de situație, noi vrem să ajutăm. Știți cum e? Probabil că unii dintre ucraineni chiar se gândeau, domnule, plecăm, nu plecăm, dar probabil că începutul războiului cumva le-a limpezit drumul este și mintea și atunci au luat decizia, ok, dacă tot e complicat, nu știm dacă va ajunge, că până la urmă aici deasupra Siretului, în partea Bucovina,
Bucovina de Nord, nu știm în ce măsură vor fi bombe, va ajunge război, poate că nu, nu știu dacă e o miză acolo. În zona respectivă eu îmi doresc, dar ce știu, un proiect din 2018, da. 2017, 2018, când s-a închis școlile în limba română și eu sper ca aceste școli să fie deschise în limba română pentru și în celălalt, păi pentru celelalte minorități. Păi s-ar putea, românii s-ar au fost să, le celem, să le celem rușilor să le redeschidă. Este posibil să fie da? Deschidere. O să vedem, nu știu dacă o să le deschidă sau, nu este... sau să le închidă și mai tare. Posibil și asta. Sunt oameni care să percepă diplomație, o nu vreau să afirm de... nimic și nu vreau. Noi ce putem, vom fi alături cu... de civili. Da, am de înțeles. Civili care vin în România, vom strânge ajutoare. Întrebare de 1000 de puncte. Credeți că în toamna trecută serviciile noastre, președinția, poate liderii de partide intuiau, bănuiau ce se va întâmpla și când spun asta, adică mă gândesc inclusiv la facerea coaliției PNL-PSD, pentru că mulți acum se uită, domnule, pare să că unii știau cam ce se va întâmpla și coaliția aia împotriva firii PSD-PNL s-a întâmplat așa peste noapte, dar acum dând filmul înapoi și uitându-le ce se întâmplă acum, parcă nu-ți mai vine să spui, domnule, dar ce cu ăștia, că uite că parcă au avut dreptate deci, să facă o coaliție de 60-70% pentru a fi stabilitate în țară, pentru că pe un timp din ăsta, numai un război între PNL și PSD, bun, război e, că vedem pe la Iași, mai o să discutăm, dar un război din ăsta crunt, unul în opoziție, unul la putere, ne-ar mai fi lipsit. În plan național, cred că a fost una dintre cele mai bune soluții pentru România. Noi am analizat foarte bine și am stat și am analizat, am cântărit dacă să intrăm sau nu la guvernare, deoarece orice guvernare te rodează. Dacă crezi că au existat informații undeva sus, și nu, nu la Iași, nu la Bihor. Nu existau informații cu referitor la conflictul dintre Rusia și Ucraina sub nicio formă. Era cu pandemia, dar în afară de acest, era pandemia care s-a văzut 5-600 de decese pe zi. Nu este ușor, pur și simplu, în fiecare zi un sat dispărea de pe harta României. Nu era ușor. Era s-a complicat. Și cu valul 5, care nu știam cât de... Știți, și valul 5... Cât de urât va fi. Și cu valul 5 toată lumea spune, dar au fost foarte mai ușoare, dar au fost în schimb la ATI tot peste 1000 de persoane. Acolo vezi barometru. Dar în valul 4 care am merg avut 2000 maxim. Și acum știți de ce s-a mers în valul 4, am avut 2000, pentru că nu erau medicamente în spitale. Pur și simplu bolnavi mergeau și nu erau medicamente respective. Deci spuneți că valul 5 ne-a era prins o problemă mai bine pregătit. Mult mai bine pregătit, odată că s-au făcut peste 3000 de centre de diagnosticare, pe când aici venea ambulanța după 3-4 zile și sunt medicamente care trebuie date în primele zile. Ce am remarcat în valul 5? Au 4 zile, primele 5 zile se dă un tratament, după aceea alt tratament. Și în felul ăsta, fiind și aprovizionându-se cu medicamente în farmacii și în spitale, s-a putut interveni rapid pentru cazurile alea medii. Da. În felul ăsta au ajuns mai puțin la TIC, altfel să știți că era tot la fel, peste 2000 sau trebuia să ducem în exterior, ceea ce era o problemă destul de gravă. Ce am remarcat și ce a fost bun plus monitorizarea, am spus întotdeauna. S-a testat mai mult. Testarea. Deci am văzut zile cu 100 și ceva de mii, păi noi în valul 4. Domnul Ghețău, testam 60-70 cel mult, acum 2000, am avut 120. În 2020 noi ceream testarea, pentru că sunt normele internaționale. Și cu Comisia Europeană și cei de la organizațiile mondiale spuneau testare, testare. Noi testam 1000 ca să facem congresul PNL-ului, dacă țineți foarte bine în minte, și a USR-ului să facem alegeri. Nu spuneam adevărul, că asta a fost o problemă. Nu testam. Și atunci nu știai cei pacienți care sunt bolnavi, pe când acum s-au făcut foarte multe testări, cei care au fost infectați sau și deplasați. Virusul n-a fost atât de virulent. Știți, acum dăm vina pe ceva, dar înainte, când a fost virulent. Totuși erau câte cel puțin 50-60 mii de testări pe zi și s-a văzut eficiența. Dintotdeauna trebuie să scos pe cei infectați, îi scoteai deoparte, făceai tratament, izolai și în felul ăsta a fost mult mai ușor. La Iași vă s-a potolit cumva și scandalul cu spitalul Lețcan. Adică la Iași după ce s-a înțeleg schimbat... Înțeleg și acum e deschis. Da, este deschis. Sunt în jur de 20 ceva la ATI. Sunt cei mai mulți la ATI din toate spitalele din Moldova. A dat voie, spitalul a fost făcut pentru a da voie la ceilalți pacienți cronici să meargă la spitale. Noi ce am făcut? Conducerea vremelnică, anterioară. Și n-au deschis spitalul
Dar, în schimb, toate celelalte spitale aveau 4, 5, 7, 8 la ATI până în 11, cel mai mult infecțioase, neuro până în 18 la ATI, iar cei îmbolnăvi cronici nu mai puteau merge la spitalele respective. A murit foarte mult și stau și mă întreb cine va plăti, cine va răspunde pentru faptul că nu s-a dat voie la spitalele cu bolnavi cronici, la ceilalți pacienți, că au fost mulți pacienți bolnavi cronici care au decedat. Probabil un cost politic cel mult, dacă va plăti cineva, poate, penal, măcar sau... un cost politic. Probabil iar spitalul s-a văzut în pandemia asta, după ce nu s-a mai politizat, după ce s-a schimbat prefectul, nu s-a mai politizat spitalul. Da, credeți că asta a avut un impact, schimbarea foarte mare, prefectului? Da, foarte da? Mare, doar ce obinientul... Dar de ce spuneți chestia asta? Că era CJ-ul mai mult. Păi prefectul... nu, CJ-ul care... Fostul prefectul, prefect, Marian Grigoraș, era... Da, nu, dădea Alexei ordin, prefectul executa ordinul, iar doctorul Roșu, care respect ca profesie, dacă manager, îmi pare rău, a fost prea obedient pentru ce spunea Alexe, atunci, fiind în subordinea spitalului, în spitalul Consiliului Județean, asculta ordinele respective și denigra spitalul. Ați văzut foarte bine că după ce s-a schimbat și prefectul și a venit altcineva la conducere, spitalul însă s-a demonstrat că este eficient. Au fost 28 de internați acolo, pentru 28 de internați la ATI se bloca absolut tot Iașul. Toate linia se blocau. E adevărat că și asta era o problemă. S-a mai încălzit și vremea. Și nu s-a încălzit, a fost minus 19 grade și nu a înghețat apa, nu a fost frig, nu s-a întâmplat nimic. Pentru că acolo, dacă te duci și dai siguranțele jos și nimeni nu vrea să la timp să ridice siguranța sau să întâmple ceva și la o casă. Și o casă trebuie să o îngrijești, că altfel... Altfel se deteriorează. Din păcate, spitalul de infecțioase nu avea decât un electrician care îi dădea telefon la intervenție, care stătea în Buciu. Bă, da seama până ce venea acel spital ca să intervină pe 10.000 de metri pătrați de spital. Dar spuneți-mi, ce... Deci, odată n-a vrut să angajezi de mentenanță și marea problemă care nu au vrut să înțeleagă și am spus de fiecare dată. Eu am lăsat organigrama cu 200 de angajări pentru spitalul Vila Lescani. N-au vrut să angajeze. 200 doar da? Acolo? Sau 200, păi la capacitatea maximă trebuiau 200 de cadre medicale. Da? Așa mult? Da. Trebuiau 200 de cadre medicale. Păi ați văzut acum două săptămâni, spitalul a angajat spitalul de boli infecțioase, a angajat în jur de 40 de oameni, de oameni medicali, de asistenți medicale, de brancardier, da. Pentru că erau mult mai puțini. Deci la capacitatea mare, 240 de paturi. La capacitate 200, maximă. Dar noi am făcut aplicații pentru în prima fază de 160 de, de angajări. N-am angajat pe nimeni. Dar spuneți-mi, ce ar trebui? Și nu aveau oameni. Nu aveau oameni, deoarece cei de la ATI nu poți să-i formezi. Trebuia să-i formeze cineva. Da. Pe timp, când nu era pandemie, timpul de pauză. Dar aici a fost o mare problemă. Ce ar trebui a fost să, o se întâmple, politizare. Să se întâmple cu spitalul ăsta? Că pandemia pare să că se va potoli sau dă semne. Păi după ce se... Nu putem ține așa. După ce se termină cu pandemia, pentru că sunt studii și acum probabil va mai fi probabil un val 6. S-ar să undeva în toamnă, dar toamnă, nu știm, poate nu va fi nu de amplare. Nu știm gravitatea lui, nu știm încă de asta. După ce se termină pandemia, el este preluat de ISO acum și după ce a fost preluat ISO, nici nu a mai strâns siguranțele, nici nu s-a mai întâmplat nimic, nici nu a înghețat. Bun, pentru da. Că anul trecut am înțeles, unii slugarnici al lui a președintelui la Consiliul Județean a luat gheață de afară, a pus într-o chiuvetă, a pozat și uitați că a înghețat. Nu poate să înghețe apa cu țurțuri în sus. Asta de unde știți? Păi s-a văzut. Apa nu poate să înghețe cu țurțuri în sus niciodată, în chiuvetă. Îngheață plan. Sau cu țurțuri în jos. Cu țurțuri în sus n-am văzut niciodată să înghețe apa. Trebuia doar să fie văzut imagine. S-au făcut poze. Asta e prima adică n-au dat. Da. Au făcut poze în altă parte unde dacă picura un pic de apă, da, era o ușă care trebuia reglată. S-a reglat ușa și bun, nu am înțeleg că era și cu oxigenul, trebuia aerisit, nu, era și frig. Nu, cu oxigenul respectiv nu este așa, pentru că această... Nu, acest spital era un pericol, nu știu, că dacă se acumula o concentrație prea mare, deci, era pericolul. În fiecare colț pe holuri sunt ventilatoare, 60 și ceva de ventilatoare, pentru aerisire. Deci asta este o minciună și iar o făcătură de a doctorului Roșu, că poate să explodeze, poate să întâmple ceva. Efectiv, bun, știți că spunea că spitalele, știți că spunea foarte bine că fabricile nu are oxigen, nu este oxigen industrial. La 95-96% spunea că este oxigen industrial. Dar dânsul a achiziționat acum 2 luni de zile, sau 3 luni de zile, a achiziționat cu 90% puritate. Plus minus 3%, deci se duce la 87-92%. Bun, dar ce ar trebui să se întâmple deci, fizicul? Să rămână acolo? Spitalul trebuie să rămână. Să ducă în curtea unui spital? Spitalul trebuie să rămână acolo. Da.
Și așa recomand, pentru că pentru asta e, dacă este o pandemie, în conservare sau și după ce se pleacă ultimul pacient, de verificat instalația și de intrat în conservare. Mm-hmm. Oricând poate să fie, fie poate să fie o catastrofă, poate să fie un război, poate să fie ceva, Doamne atunci ferește. Se poate duce pacienți acolo. Se vede acum, când e războiul ăsta, cât de necesar este acel spital. Spitalul a fost o investiție foarte bună, a salvat vieți, au fost peste 1000 de pacienți. Bun, din fericire nu suntem noi implicați peste 1000 de pacienți. Nu știm dacă vor fi aduși de... Poți să ajutăm Ucraina în felul ăsta. Și au fost peste 1000 de pacienți, a salvat vieți omenești, iar Iași a fost singurul județ care n-a dus pacienți în străinătate sau în alte județe. A descongestionat spitalele din Iași. Știți foarte bine că când a fost în valul 4, erau 2-3 zile, stăteau pacienții în ambulanțe, doar că nu voia Alexei să deschide spitalul. Bun, credeți că... PNL-ul și a fost un dezastru în gândirea respectivă. Scandalul politic am creat în iscat în jurul spitalului s-a potolit sau... Eu sper să potolească, nu politizeze. Dar fiecare vreau... să se apuce de treabă, Consiliul Județean să-și vadă de administrație. Eu așa sper. Dar vedeți... Partidele PNL-ul și PSD-ul nu se mai acuze. Că la un moment dat vedeam acuzații dintr-o parte, în alta parcă erau rachetele astea. Domnul Ghețu, eu vă dau un exemplu. Eu vă dau un exemplu foarte simplu. Să vedeți că atunci când este o inițiativă a unui PSD-ist, așa, este un dezastru PNL și trebuie omorât. Cu orice preț și pentru USR la fel. Ați văzut foarte bine ce a făcut USR-ul și PNL-ul cu Institutul de Cardiologie de la Iași. Când se băteau, o să fie finanțare prin PNRR. În PNRR sunt 25 de spitale care se finanțează. Știți pe ce loc este Spitalul de Cardiologie, Institutul de Cardiologie? Pe locul 36. Deci bun, nu este intrat în primele 25 de finanțare. Cine l-a pus? PNL-ul și USR-ul. Păi bun și... Păi anul trecut, cine conducea România? Bun, cine nu conducea... se poate schimba, că acum avem păi nu prea ministru. Se poate, nu se poate schimba odată ce ai trimis o listă. Ai listă trimisă, da? Da, listă trimisă, deja prins păi contractare... Păi dar veneau toți în... să băteau aici cu pumnul păi, în piept, că da, vom face, da, că vom... Da, și pe locul 36. Eu l-am avut și pe domnul Tinică, domnul profesor Tinică, da, și el... Pe locul 36. Eu eram puțin mai rezervat și spuneam, domnul profesor, cred... Vă dați seama... El era foarte optimist că se va face institut. Ne-am uitat săptămâna trecută cu profesor Rafila. Celelalte investiții din țară mai poate două, trei s-ar putea să îndeplinească condițiile să pice, dar restul tot pe locul 36 în loc să fie în primii 20 să aibă șansă, dar asta nu este nimic și nu putem face nimic? Stai să vă spun mai departe, am avut inițiativă dându-mi seama, pentru că am avut acces în decembrie și am văzut nenorocerea din PNRR, am avut o inițiativă legislativă pentru a deveni lege, prin lege se finanțează automat din buget sau are prioritate să fie finanțat din buget, fonduri europene sau fondurile împrumut de la Banca Mondială. Da. Sau Banca Europeană de Investiții. Am trecut de Senat într-o lună și ceva, am trecut de Senat și a devenit după aceea s-a dus la Camera de Deputaților care e decizională. Mi-a ținut 3 luni de zile, n-a intrat în comisie. A intrat până la urmă în comisie luna trecută. Și vreau să vă spun că săptămâna trecută a fost la Comisia Economică condusă de un penelist, președinte penelist. PSD-ul nu are decât 9 oameni în comisie din 30. Și vreau să vă spun că a intrat în comisie și a căzut, a picat spitalul, finanțarea, sau de, să devină lege, Institutul Cardiologic, a picat în comisia de buget condusă de penelist. E vreun parlamentar de Iași în comisia aia care a votat împotriva? Păi, dar nu sau... trebuia să prin trafic de influență, prin influența comisiei respective, dar vreau să vă spun că niciun deputat, niciun parlamentar de Iași a PNL-ului n-a vrut să semneze inițiativa legislativă ca să devină lege construcția spitalului de la Iași. Așa cum a devenit Iro, așa cum bun, da, a devenit alte spitale. Vestea e proastă. Deci, dar i-a spus profesorul Tinică care are pacienți peste tot. Nici lui nu-i venea să creadă. Deci am insistat... Ce putem face? De ce am insistat cu această inițiativă legislativă ca să devină lege? Pentru că devenea prioritate la semnat. Deci putea să devină pe locul 2-3 în PNRR. Asta, aici am vrut să ajung. Am fost la președintele Camerei Deputaților. Încercăm din nou să o punem în Comisia Economică pentru că a fost o rea voință de atât deputații USR cât și pe deputații PNL au votat împotriva Institutului Cardiologic. Scurt. Bun, asta am înțeles. Da, dacă și noi, putem noi face va trebui ceva, să muncim din nou. Da, păi vă dau exemplu. V-am dat exemplu de ce orice inițiativă a PSD-ului este bună. Dacă finanțarea pică din PNRR, e un dezastru.
Păi bun, și îl putem aduce pe finanțare de la bugetul de stat? Sau dacă devine lege, dacă devine lege, atunci se poate aduce pe bugetul de stat sau prin granturile băncii europene de investiții sau băncii mondiale. Dar noi trebuie să avem foarte... Nici nu există să nu fie din nou repus și a insist pe această temă săptămâna viitoare voi merge, și voi merge la, din nou la președintele Comisiei Economice, deoarece el a trecut de toate comisiile, la Comisia la Comisia de Sănătate era profesor Afil, așa am reușit să trecem și a insistat și s-a dat accept pozitiv pentru că este Comisia Raportoare. La Comisia Economică, condusă de liberalul de la Constanța, a căzut. Eu fac o relație, deoarece parlamentari de Constanța sunt rude Costel Alexe, care a luat și proprietatea de la Sculean și leagă mai multe. Bun, haideți că trebuie să luăm pauză, apoi ne întoarcem și vorbim și despre concursul sau bătălia dosarelor dintre palate, dintre primărie și Consiliul Județean, tot după pauză. Ne-am întors la extemporarea democrației, invitat președintele filialei județene PSD Iași, senatorul Marcel Popa. Bun, ajungem la dosariada de Iași, să spunem așa, la bătălia dosarilor între Palatul Rosnovanu și Casa Pătrată. Vedem, nici nu mai știu câte scorul, era 6-2, nu? 6-2. 6-2, și am acum înțeles prin... Era 5-2, dar a mai marcat domnul primar un punct, am înțeles că secretara a înscris spectaculos, da? O plângere, nu știu pe unde, cu nu știu ce-i face. Ăla s-ar putea să fie încă unul. Adică sunt mai multe, sunt mai multe că dosare. Nu știu, era la un moment dat, spunea că 6. Erau 5 dosare și mai sunt un dosar care s-a disjuns. De asta sunt 6 la... Am înțeles la Mihai Chiricar și sunt două deocamdată. E greu și să nu merg până la 6, dar pe să le... să ai așa, să le ții în teancă acolo pe, sau să păi ai avocați care la, să spune că sunt 7 dosare oficiale, 8 astea din șuns. Eu m-am întâlnit de multe ori cu ei în avion, dar nu ca să duc la miniserie, ci să duc la dosare, să duc la parchet, la DNA, la DICOR. Unele sunt pe la Iași, pe aici, altele sunt la București. Toate sunt la București. Și mai sunt încă vreo 4-5 dosare care vin pe parcurs. Da, asta de unde știți? Dar nu aveți... Păi nu, dar sunt în cercetare. Aha. Sunt 7 dosare care au merg în judecată. Bun, ele sunt în diverse faze. Nu, sunt pentru judecată. Restul care sunt în analize și în alea vin. Dar probabil mai sunt, după cum foarte bine știți, cheresteaua, cei 300 de metri cubi la cherestea de la Suceava, mai sunt angajările de la APA Prut, mai sunt... Astea PCJ. PCJ, mai sunt... cu oamenii care sunt duși și au lucrat în timpul serviciului la Sculen, la ferma de la Sculen. Adică vreți să spuneți că mai sunt mai multe. Se poate recupera scorul ăsta, adică nu e o diferență așa mare, dar... Da, din păcate, pentru Iași, în cei 2 ani de zile, atât consilier Alexe Căr și Mihai Chirica nu se pot lăuda decât cu dosare. Eu am spus într-o conferință de presă și o voi spune în continuare, Mihai Chirica, consilier Alexe, dați-vă demisia, lăsați Iașul să respire. Pentru că ei nu sunt frecventabili. Eu încep să merg pentru proiecte, așa cum am mers pentru operă. Am convins pe ministrul culturii, la Iași nu avem domnul Romașcanu și a bugetat 15 milioane de euro. A insistat domnul Romașcanu la primar să-i dea terenul. Dacă s-ar da terenul, ar începe imediat să lucreze. Adică, domnule, asta cu terenul la operă, suntem de râsul lumii. Deci, nu mai spun suntem asta. De luni bune, dacă nu de peste un an, noi vorbim de terenul, parcă e fantoma de la operă, da? Terenul. Da, nu, de un an, de 3 luni de zile. Cred să mai vorbește înainte, dar nu era o finanțare. Acum, știu, prin programul... Știu că cu terenul ăsta... Prin programul Băncii Mondiale avem sală de sport. Și cu sala aia de sport. Aici avem, la fel, șansa să facem o sală pentru spectacol a operei naționale, avem la fel șansa să... Bun, dar să pentru facem că s-au dat mai multe zone. Odată s-a spus că se face în locul Cinema Republica, ba se face pe Elena Doamna sau într-un cartier, spunea. Da. Unde ar fi? Mă întreb și eu. Nu știu. Am analizat ofertele de teren care au fost date. Știți foarte bine că a spus într-o emisiune pe un post național domnul ministru Romașcanu că dacă nu-i dă terenul, va veni în fiecare luni
la primărie. Bun, asta e treaba, treaba unui ministru, să vină, da, să... Păi dacă nu se dă terenul de 3 luni de zile, ai bani în cont, o să spună, domnule, dar să-i dăm la Craiova sau dăm la Constanța, da, sau la, nu știu, da, la Pitești. Și la m-am implicat în această, cu această problemă, și până la urmă s-a dat terenul săptămâna... Care el? Și unde? Săptămâna trecut, 3 terenuri. Pe Elena, da, doamnă, pe... Și o să aleagă ministerul... Iar comisia de la minister a analizat ofertele și a cerut proprietatea terenului unde este fostul cinematograf a Republicii. Deci sunt șanse să facă acolo. Da, dar condiția să dea și parcul din spate. Este un parc în spatele cinematografului Republican. Așa. Trianon. Dacă se dă și parc respectiv, atunci este teren suficient. De fapt, ca e parcul ăla din spatele parcării de pe Independență. Exact, nu? Exact. Parcul ăla, de ce? Pentru că cei de la operă au recuzită și vin cu mașini mari. Nu să intri pe Independență, nu poți să intri pe la... Dar spuneți-mi, în locul cinemaului și cam ăla a rămas Victoria, cea mai bună. N-ar fi fost în regulă? Nu s-a dat cinematograful. Că dacă îl vedeam, și așa, ăla nu înțeleg că este sub protecție. Ce protecție? Au... NATO? Da, nu știu. ONU, ce protecție? Da, ăla ar fi fost o soluție. Nu știu, și mie mi s-a părut o soluție. Poate că ala, închidea, dar... am văzut și eu, nu mai știu cine, un istoric sau un arhitect spunea că poate că dacă era la Victoria, ar fi închis din punct de vedere arhitecturii Piața Unirii, că n-arată, ai într-o parte, ai Hotelul Traian, ai aici, nu știu, parcarea, plus clădirea Junimea, noi am aici, dat, arată ca dracu, blocurile alea turn, și închideai cumva sau încercai, da, să umpli piața aia din punct de vedere al arhitecturii. În 2017 am dat primăriei, doar ce era terenul al Consiliului Județean, în 2017 am dat terenul primăriei ca să pregătească pentru o sală de, pentru sala de spectacol la Operei Naționale din Iași. Din păcate, nu s-a întâmplat absolut nimic. Terenul este foarte la primărie. Primăria nu s-a implicat. Incredibil, din păcate. Adică să discuți, noi discutăm nu despre clădirea în sine, ci că sunt, înțelegem că sunt, deci, bani. Acolo, acolo era foarte teren. Bine că era, este imposibil așa. Era teatru și cu operă, ce să facem? Găsim pentru blocuri, pentru altceva, găsim teren mult mai ușor. Da, apropo, pentru... cum s-a, când e vorba de vreo aprobare la vreun pus, la vreo chestie, se rezolvă pac-pac? Nu știu, n-am vine luat, proprietarul, dar aici luat, dacă nu-i proprietar, nu știu. N-am luat nicio mandat la primărie și nici nu-mi doresc în mod deosebit, dar am demonstrat cu Consiliul Județean că se poate face. Vreau să scoși lucruri bune. Nu candidați la primărie, nu? A spus că nu... Eu am proiecte la Consiliul Județean care le-am lăsat în 2020 și au înghețat la fel. Vreau să continui proiectele de la Consiliul Județean. Dacă deci înțelegem mai degrabă către o vot pentru... Mergeți către o candidatură la Consiliul Județean, exact, în 2024. Pentru și la primărie, proiectele, dacă tot am ajuns în punctul ăsta. La primărie vom avea până la sfârșitul anului, deoarece sunt 3-4, vom avea un portofel redus, vom avea cel care stă cel mai bine în sondaj și începând cu de la anul, începând cu anul viitor, vom avea un candidat eligibil pentru primărie. Dar veți chiar anunța, veți așa până Da, vom anunța, da. Vor merge din 4, vor rămâne 2, vom analiza atunci în perioada respectivă sau la anul vom avea analizat, deci nu veți cea mai, mai bună candidatură. Repeta greșeala din... Că a fost, s-a făcut o greșeală în 2000, cel puțin știu, din punctul meu de vedere, nu știu. Că s-a desemnat târziu candidatul în 2020. S-a fost desemnat târziu. Mulți au avut impresia că încă se așteaptă negocierea cu primarul în funcție, dacă vine, nu vine. Până la urmă a plecat, s-a încercat punerea tunurilor pe el de către PSD. Era târziu candidatul, era, mă rog, și el destul de... Eu am spus de la început. Alții au fost de părere... De altă părere față de mine, Mihai Chirica nu va mai veni în PSD niciodată. Asta am spus-o din 2018. Da, se pare că unii au sperat că până în ultimul... Unii, din păcate, într-un partid nu sunt singuri. Eu am un vot. Poate un vot de veto. Dar erați președinte. Dar fost și mulți alții care... Poate că trebuia să dovediți mai multă fermitate atunci. Eu am spus dintotdeauna, nu trebuie să-l așteptăm pe Mihai Chirica. Au fost mulți, deoarece în partid sunt mulți care sunt angajați la primărie, chiar vicepreședinți la municipiu, care, directul la primărie, care au sperat, probabil, să vină Chirica înapoi. Eu am spus foarte clar, nu va mai veni Chirica înapoi la PSD. Nu m-a crezut nimeni până ce s-a demonstrat, că așa este. Și vedeți foarte bine și acum ceea ce s-a întâmplat, faptul că noi suntem în creștere la ora actuală, PSD-ul este pe primul loc în
în sondaje și vreau să rămăsesem înainte de pauză. Sondajele proprii, apropo, că la o televiziune în general trebuie să spuneți cine face sondajele proprii. Deci în sondajele vreau partidului. A venit pauză și a întrerupt. Am spus că noi în septembrie am intrat la guvernare când mi-am dat seama de un dezastru unde se îndreaptă țara. Pentru că prin program, acest program PNRR, trebuiau vândute cu orice preț cecul, trebuia vândut Exim Bancul, privatizată trezoreria, așa prevedeau cei de la USR și la PNL. Așa au negociat PNR-ul. Să vândă resursele minerale, să vândă hidroelectrica, să privatizeze tot ce mai era în țară. Ne-am dat seama că este un dezastru și atunci am hotărât în octombrie trebuie să intrăm la guvernare. Nu știam nimic de conflictul respectiv. Pentru a mai salva ce se poate salva. Vedeți, dumneavoastră, noi ne-am dat seama pentru că atunci când s-a făcut liberalizarea de către USR și PNL prețurile la energie, am avertizat de atunci. Nu liberalizați haotic, pentru că România nu este o piață concurențială a energiei și a gazului. Sunt doar doi furnizori. Și importul nu poți să aduci pentru că pe conducta respectivă nu poți să aduci mii de metri cub de gaz. Te limitează, ești limitat. Care cele două conducte care aprovizionează România, din păcate, nu poate să asigure gaz din alte părți. Să nu spunem faptul că noi nu trebuie să devenim noi avem gaz, noi avem rezerve. Nu Marea Neagră, avem cu rezervele terestre. Dar, din păcate, printr-o ordonanță anul trecut, ordonanță de jocuri de noroc, a pus un paragraf în care distribuitorii și furnizorii sunt obligați să asigure 10% pe iarnă în magazinaj și provizionare de gaze. N-au făcut acest. Dar ce au scos-o prin lege, prin ordonanță de urgență la un articol. PNL-ul și USR-ul. Ei guvernau anul trecut în iunie. Au scos efectiv. Să nu mai am obligații. Atunci OMV-ul, Petromul sau OMV-ul a redus extracția pe timp de vară pentru că depozitul costă. Și atunci s-au zis că mai bine importăm că ne costă, ar putea să ne coste mai ieftin. La energie avem o criză artificială. Nu poți tot anul trecut. Tot la fel PNL-ul. S-ar putea să mai vină o criză acum cu războiul ăsta. Nu știu. PNL-ul a închis. Combustibilii și cu... Păi, domnul Gheațău, noi, actuală, conduce. Noi astăzi importăm în jur de 700 de megawatt-oră. Dar să nu uităm că anul trecut, în iunie, prin acel program a PNR-ului, PNL-ul și USL-ul, a închis... USR-ul a închis cele două mine de la Mintea și la Paroșeni cu o capacitate de 1400 de megawatt pe oră. Deci noi, la ora actuală, dacă erau măcar o capacitate deschisă, nu trebuia să importăm energie deloc. Deci USR-ul și cu PNL-ul au făcut un dezastru, odată liberalizând prețul necontrolat, că așa a spus Comisia Europeană. Stai un pic, că nu e chiar așa. Polonia a dus până în 40. Să închizi capacitățile de cărbune, la fel. Germania are producție 8-9% în fiecare an capacitate pe producție. Crește în fiecare an capacitate de producție pe cărbune. În fiecare an 8-9%, iar noi trebuie să închidem. Asta nu înțeleg. La fel, Polonia negocia până în 2040-2050 să închidă capacitățile de cărbune, de energie. Deoarece energia verde pe noi ne costă foarte mult, pentru că sunt certificatele verzi care ne costă de 3 ori mai mult decât megawattul produs în alte condiții. Asta cu energia verde, mie mi se pare că e Europa. Ne costă foarte mult. S-a pripit, eu nu spun că nu, trebuie să eliminăm poluarea, trebuie să devenim, nu știu, verzi, ca să zic așa. Păi știți cum... Dar nu poți face peste noapte, pentru că vedem că se pare că o parte din costurile astea pe energia intră asta... Intră costurile... Păi aici. Da, pentru că aia nu, cărbune nu. Eu am făcut o analiză. Clar că e poluare, dar pe de altă parte avem cu ce înlocui, pentru că dacă înlocuiești un produs de 2 lei cu unul de 100 de lei, n-ai făcut nimic, adică s-ar putea să sărăcești niște oameni. Eu nu mai înțeleg o altă problemă. Deci noi am redus 1400 de megawatts capacitate, plus alte centrale. Le-am redus prin anumite negocieri și în loc să avem negociatori care să spună da, dar deasupra nu înseamnă că noi, dacă am redus, deasupra România va fi aerul curat. Să nu uităm, China are capacități de producție care l-a lansat acum cât jumătate din Europa, cât aproape toată Europa. Dacă fiecare își face pe cărbune curat în casa lui sau nu știu, iese o, sau în grădina China, lui, iese o stradă mai curată, toată lumea. Până la China, unde a crescut capacitățile de producție a energiei pe cărbune cât toată Europa, avem mai departe în Germania, unde a crescut în fiecare an, crește producția pe cărbune cu 8-9%. Deci suntem aproape de Germania, autostrada aia totuși, mai noi. Ei cresc capacitatea, noi trebuie să închidem capacitățile. Nu înțeleg.
cum am negociat. Bun. Și asta USR-ul și cu PNL-ul au cel mai mare dezastru aici. Prietenii dumneavoastră, USR-ul și Nu, eu am spus dintotdeauna, păi la Iași, de ce nu avem niciun proiect pe Iași? Păi la ora actuală Iașiul este condus și este un... Noi n-am votat bugetele, deoarece sunt bugete de subsistență, nu de investiții. Dacă în 2020 am avut un buget de 500 de milioane, peste 500 de milioane pentru investiții numai. La ora actuală, la Consiliul Județean, avem un buget de 200 de milioane pentru investiții, cu toate că toate mărfurile, toate materialele s-au scumpit și avem un buget cât Neamțul la Consiliul Județean, investiții cât Neamțul. Ceea ce mi se pare că nu este normal. Eu spun dintotdeauna, Costel Alexe, Mihai Chirica, nu aveți capacitate să conduceți Iașul. Da, dați-vă demisia, lăsați Iașul să respire. Din cauza dosarelor. Din cauza dosarelor. Iar la ora actuală, municipiul Iași este condus de PNL și USR, doar ce au viceprimarul USR. Păi nu este forțată. Dacă intre pe cei domnul... de la USR, îi spun că l-au exclus pe tovarășul respectiv, că e un trădător și că e un proces domnul, între deocamdată partid. Nu este exclus, deoarece este să faci de fațadă că e exclus. Da? Dar în afară de asta, uitați că USR-ul a votat în Comisia de Urbanism toate proiecte, toate puzurile. Alături de PNL. Da? Chiar nu știu, n-am informație. Vedeți, frănați, asta o să, acum... O să-i întrebăm. Recent, săptămâna trecută. PSD-ului... Iar la Consiliul Județean, Consiliul Județean este condus de PMP, care n-a făcut niciodată nimic, și PNL, care s-a demonstrat că nu au proiecte. Și la primărie la fel. Majoritatea e pe PNL, funcție, PMP... Plus votul de aur pe al consilierului ex-USR. În funcție este USR-ul, să nu uităm asta. Da. USR-ul. E puțin forțat USR-ul aici. Și PNL-ul conduce Iașul. Drept dovadă, în 2 ani de zile nu este niciun proiect. N-au votat bugetul. După cum vede, ba da, a votat cu cel de la USR. Au asigurat cu USR-ul. Bun, da. Și mai sunt încă doi... Ce nu înțeleg la ei... E lotul, ca să zic așa. Lotul de consilier, care vedem că azi pleacă, rămân, își dau demisia. Deci, nu știu... Nu trebuie să facem noi curățenii la alte partide, noi nu ne implicăm. La alte partide. Noi vrem să facem proiectul pentru Iași, să ne luptăm. E adevărat, dar știți cum e domnul Popa. Ați văzut foarte bine că Iașul, timp de un an de zile, cât a fost USR-ul și PNL-ul, n-a venit niciun ministru în Iași. A ocolit Iașul. Ați văzut foarte bine, când am intrat noi la guvernare, din decembrie, a venit ministrul dezvoltării, că trebuia să dea semnale pozitive și să aducă bani pentru Iași. Nu contează, eu sunt secretarul... foarte elegant, de altfel am văzut chiar sunt, și conferința lui de presă. Eu sunt secretarul Comisiei de Administrație, exact unde a fost dumnealui. Și ne înțelegem foarte bine și analizăm orice oportunitate ministrul pentru... Muncii, nu? Da, a fost ministrul Muncii, a fost ministrul Economiei, a fost ministrul Agriculturii, ramurile importante din economia Iașului. Bun, a fost aici. L-au însoțit pe liderul partidului. Nu, ați văzut foarte bine, nu erau programați să vină. Da? Da, ați văzut foarte bine că ceea ce a prezentat și profesorul Rafila în programul PNRR sunt în jur de 1 miliard sub diferite forme. Din acei 14 miliarde care îți dă Uniunea Europeană, 1 miliard se duc pe consultanțe, care și-au pregătit absolut... Da. Vestea proastă e cu Institutul de Boli, Institutul Regional de Boli. Păi da, uitați foarte bine că USR-ul și cu PNL-ul au blocat institutul. Da, spuneți-mi, PSD-ul se teme de ascensiunea AUR? Noi ne facem treaba foarte bine. Dacă ne uităm prin sondaje, nu știu ce măsurători aveți... În desaga fiecărui... soldat este un baston de mareșal, vorba lui Napoleon. Și noi am început o reorganizare, am început din 2020 reorganizarea la municipiu. Ați văzut foarte bine că nu mai avem imobiliari, așa cum erau înainte, și o curățire, o primenire. Am început și la municipiu să facem o reorganizare. Dacă pe județ stăm pe primul loc, la municipiu nu putem să ne laudăm că suntem pe primul loc și atunci am început să intervenim, să ne întâlnim cu alegătorii noștri, să facem proiecte pentru Iași și asta ne va urca cu siguranță, deoarece în 2024 noi ne vom lupta pentru Consiliul Județean și pentru primărie și vom alege cei mai buni candidați să facă proiecte pentru Iași. Noi asta ne dorim. Bine, nu mi-ați răspuns la întrebare dacă
luați în calcul să vă temeți? Noi luăm, noi luăm în calcul orice formațiune politică. Că vedem că sondajul la, nu mai e un partid care la, se bate la pragul electoral acolo, cum e, nu știu, bază, probabil, nu mai probabil Laurul va mai crește, cu siguranță PNL-ul și USR-ul prin neactivitate vor scădea, doar ce ați văzut foarte bine primarii USR-ului ce au făcut în, în, apropo, București. La Valea Lupului, în, Alianță PNL PSD. Eu am spus că iubim Ieșenii, iubesc Iașul și vrem să găsim cea mai bună oportunitate. Dacă în București este o alianță la nivel național, PNL și PSD, la nivel local, nu pot să trec cu vederea derapajele celor doi edili. Nu pot să trec cu vederea. Și deci e exclusă alianța cu Chirica? Este exclusă alianța cu Chirica, este exclusă alianța cu Alexe. Când vor veni cu proiecte pentru Iași... La Alexe are majoritate, la Chirica e pe buz, dar, e pe dar trebuie să o spun cu vârf de sa, nu vom face opoziție, dragă opoziție, ci vom face, vom aproba proiectele pentru Ieșeni, pentru Iași. Doar ce noi, pe noi ne interesează să se dezvolte Iașul. Am înțeles. Mihai Chirica a candidat PSD în 2024? Niciodată. Am înțeles. Nu, eu întreb de 2024. Dumneavoastră ați spus, m-am spus, înțeleg, spus că nici 2028. A spus și da. 2018. Gata. Mulțumesc. La fel că nu va veni niciodată în PSD. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vom vedea ce se va întâmpla. În primul rând sperăm să dați-mi voie, vă rog, termine să cât mai repede războiul ăsta care ne mănâncă. Scurt că trebuie să ieșim. Mihai Chirica, Costel Alexie, dați-vă demisia. Lăsați Iașul să respire. Da. Să vină banii în Iași. Și proiecte pentru Iași. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seara bună!